prezent în Valea Julii la o conferință de presă, senatorul Cristian Resmeriță a subliniat faptul că are promisiuni certe pentru pensionari. Pensiile sunt foarte aproape de a fi recalculate pe legea în vigoare și acest lucru se întâmplă în cel mai scurt timp. Legea se va aplica în perioada imediat următoare. Deci este pentru prima oară când o spun. Domnul ministru mi-a promis personal că va începe în câteva zile, mi-a zis. Deci citez ce mi-a spus domnul ministru și la presiunea care s-a creat asupra lui vă spun sigur că se va întâmpla acest lucru. Există însă și posibilitatea ca aceste pensii să nu ajungă pe masa specialiștilor, ori softurile să nu funcționeze, cum a mai fost cazul. Însă tot ministrul muncii a promis că atunci se va lăsa cu demiteri. Dacă nu se va întâmpla în câteva zile, domnul ministru mi-a promis ferm că la presiunile pe care le-am făcut împreună cu domnul Nistor și cu alți colegi parlamentari din județ, îl va schimba pe directorul Casei de Pensii Naționale. Cel care trebuie să gestioneze problema este șeful Casei de Pensii. Vă spun că dacă în câteva zile nu începe recalcularea, avem promisiunea fermă că va fi schimbat. Recalcularea pensiilor în baza legii 221 din 2018 ar fi trebuit să înceapă de la 1 octombrie anul trecut, dar nici la jumătatea lunii februarie acestui an nu se vorbește de mai mult decât promisiuni. În baza legii 221/2018, la nivelul județului Hunedoara, vor fi recalculate aproape 12.000 de dosare, dintre care aproximativ 10.500 au făcut și obiectul legii 192, recalcularea lor fiind sistată odată cu intrarea în vigoare a noii legi. Numai puțin de 30 de blocuri sunt în mare pericol la Ninoasa, iar unele clădiri stau să cadă peste oamenii ce tranzitează artera principală. Sunt clădiri vechi, a căror acoperișuri s-au prăbușit ori sunt gata să cadă, iar pentru asta primarul s-a aflat în prima zi a acestei săptămâni în capitală la Ministerul Dezvoltării. Nu avem însă ministru, iar asta a întârziat nepermis de mult rezolvarea problemei, mai ales că proiectul pentru finanțare este deja pe masa guvernului și ar putea fi aprobat în prima ședință. Ce crede Dili despre șansa de a primi banii? Ne spune chiar viceprimarul. Probabil că șanse sunt destul de mari pentru că se știe la ce s-a întâmplat la noi în oraș. Domnul primar este plecat la București pentru a obține banii necesari pentru a reabilita acoperișurile la colonii, blocurile muncitorești, cum le zicem noi. Primul bloc s-a prăbușit la Ninoasa puțin înainte de Crăciun și atunci s-a vorbit prima dată despre necesitatea finanțării reabilitării acestor case de colonie, în care pe vremuri au stat muncitorii de la mina Ninoasa. Apoi, o altă construcție a cedat sub greutatea zăpezii și, în final, o clădire aflată pe artera ce duce spre primărie stă să se prăbușească acum în stradă. A Ninoasa are nevoie urgentă de aproximativ 56 de milioane de lei pentru toate cele 30 de colonii din oraș ce au fost construite acum mai bine de un secol. Însă primarul spune că s-ar mulțumi și cu 32 de milioane de lei pentru cele care sunt în pericol. Asta pentru că, din fondurile proprii, nici într-o altă jumătate de secol nu este posibilă o astfel de finanțare. Și la Vulcan și la Hurican, cele două administrații vor trebui să acceseze fonduri europene ca să închidă și să ecologizeze gropile de gunoi. Este o măsură absolut necesară, iar deponeele ce au funcționat cândva sunt încă în litigii. Cei din Hurican nu recunosc terenul, iar la Vulcan abia s-a făcut un schimb echitabil și edilii sunt nevoiți acum să se ocupe de ecologizarea zonei. Am spus Ministerului Mediului că ne-am angajat noi, Consiliul Județean, că în 2 ani de zile vom închide cele două gropi, Hurikaniu și Vulcanul. A apărut deja instrucțiunea de la Ministerul Mediului, și apare și ghidul, vor fi bani, vom cere bani noi, sau vedem exact cum va fi cel mai ușor și cred că UAT-ul va avea șansele cele mai mari pentru a atrage bani și a închide cele două gropi. Vor fi bani de la Uniunea Europeană special pentru această activitate și șanse să obțină finanțările au consiliile locale și primăriile pe teritoriul cărora se află aceste deponee vechi. Cred că Consiliul, UAT-urile vor putea prinde bani mult mai ușor decât Consiliul Județean. Groapa de la Vulcan a fost închisă acum 3 ani, iar cea de la Hurican cu mai mulți ani în urmă. România a fost obligată să închidă sau să reabiliteze gropile de gunoi neconforme până la data de 16 iulie 2009. Dar acest lucru se întâmplă doar acum. Toate administrațiile locale din Valea Jiului duc gunoiul menajer la Bârcea Mare, însă depozitele de deșeuri de genul celui de la Vulcan sunt încă atent monitorizate și vor mai fi monitorizate și în anii următori.
Nimeni nu-și poate bate joc de Valea Jiulei. Este declarația dură adresată celor de la Mintia de către senatorul Cristian Resmeriță, care a devenit extrem de virulent cu colegul de coaliție, nimeni altul decât directorul termocentralei Mintia. Asta după declarațiile acestuia din care reiese că va importa huilă. I-a cerut directorului Ioan Conț să-și revizuiască declarațiile și să nu se bazeze pe sprijinul politic dat de apartenența la Alianța PSD-ALDE. Vreau să vă spun că m-a nemulțumit și încerc să fiu așa cât de cât mai calm. M-a nemulțumit o declarație a domnului director de la Mintia, domnul Conț. Eu nu-l cunosc personal, să știți, nu știu nici în poză, cred că nu l-am văzut niciodată, care a spus că Mintia trebuie să cumpere cărbune din Singapore. Deci eu cred că este o declarație cel puțin șocantă din punctul meu de vedere, ca om al județului Hunedoara, să spui că prefer să aduci nici măcar de undeva din România, ci că prefer să aduci din Singapore niște cărbune în condițiile în care exploatările miniere din Valea Jiulei dau cărbune în momentul de față. Deci eu cred că este o declarație hilară a domnului director de la Mintia, chiar dacă este susținut de ALDE, să știți că au mai fost și alții susținuți de către unii și alții. Și când am spus că nu vor mai continua, n-au mai continuat activitatea. Cristian Resmeriță nu a negat necesitatea importului de huilă, dar le-a cerut celor de la Mintia ca și celor din Paroșeni să cumpere și să plătească mai întâi producția minelor de la noi, din Valea Jiulei. Să nu creadă cineva că dacă astăzi aduce din Singapore sau de nu știu unde un produs, cărbune, mai ieftin, în momentul în care noi nu mai avem, va avea același preț. Va fi mult mai scump și să știți că toate costurile vor crește foarte mult. Deci, încă o dată, cât de calm pot eu așa, domnul Conț, membru ALDE, care crede că ești într-o coaliție din asta de guvernare și poate să facă orice, dacă dorește să continue activitatea, și ăsta e mesajul meu, să-și revizuiască atitudinea și să fie un om serios. Pentru că am înțeles că e destul de în vârstă și nu cred că la vârsta lui, nu știu, vreo 60 de ani cât are, își mai permite să dea declarații din astea teribiliste în care să facă ce dorește dânsul. În condițiile în care toată producția din vale este cumpărată și plătită, ar fi bine să fie, nu numai cumpărată, bineînțeles că surplusul pot să-l aduc de oriunde altundeva și eu n-am comentat de importul de-a lungul timpului, că s-au făcut de, nu știu, de 20 de ani. Dar mă cumpără ce producăștei mei, plătește-i. Sunt șanse ca termocentrala Mintia să se despartă de complexul energetic Hunedoara și atunci, alături de minele de la noi, care mai dau cărbune, ar rămâne doar termocentrala de la Paroșeni. Scenariile cuprind mai multe variante, însă cert este că senatorul Resmeriță le-a cerut tuturor ca, înainte de importuri, să cumpere producția din Valea Jiulei. Aproape 100 de copii s-au aliniat la start în weekendul care tocmai a trecut în Parâng. A fost Cupa Albă, o competiție organizată de cei care găzduiesc taberele de schi din această stațiune, Clubul Sportiv Școlar și omul de afaceri Răzvan Marica. Competiția a adunat copiii care au învățat să schieze și care se pregătesc în Parâng să devină adevărați schiori, iar întrecerea le-a dat curaj. Festivitatea de premieră a avut loc pe platoul din fața școlii sportive din Parâng, pe categorii de vârstă, și astfel cei mai buni au avut prilejul să arate priceperea. La sfârșitul acestei săptămâni, în Parâng sunt așteptați cei care vor să alerge pe munți noaptea. Parângul Night Challenge a ajuns la cea de-a 6-a ediție, fiind vorba de o alergare pe o distanță de 4,5 km, cu o diferență de nivel de 1000 de metri, spre vârful Parângul Mic noaptea.